Situația alarmantă și la spitalul din Câmpul Lung Moldovenesc. 3 medici sunt confirmați cu coronavirus, iar restul așteaptă rezultatele testelor. Stăm de vorbă cu primarul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, Mihăiță Negura. Bun găsit! Bună ziua! Explicați-ne care este situația la dumneavoastră. Spitalul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc are 282 de cadre, din care 31 de medici și 123 de asistenți medical. În data de 26 martie au venit primele 50 de teste pentru cadrele medicale. În data de 27 au mai venit 250 de teste pentru diferența celorlalte cadre medicale. Toate aceste teste au fost trimise de către DSP la Iași pentru a fi testate. Nici până astăzi rezultatul acestor teste n-au venit la Câmpul Lung Moldovenesc. Îngrijorarea mare este că cadrele medicale, parte din ele, au simptome pentru această boală, dar cea mai mare problemă o constituie membrii familiilor lor care deja au simptome a acestei boli. Astăzi am aflat și l-am informat și domnul prefect și pe doamna directoră de DSP Suceava de situația creată la Câmpul Lung și am aflat că testele au fost trimise de la Iași la București, pentru că Iași nu face față la analiza acestor teste și tensiunea în rândul cadrelor medicale este foarte, foarte mare. Deci, la ora actuală, nu se știe din cele 282 de cadre medicale de la Spitalul Municipal câte sunt afectate de acest virus. Pot să vă spun că confirmat pentru acest test pozitiv este și managerul Spitalului Municipal Câmpul Lung Moldovenesc, un medic de la interne și o asistentă de la UPU. Asistenta de la UPU și doamna doctor de la interne sunt internate la spitalul de la Suceava. Sunt într-o situație bună, să sperăm că în următoarele zile vor fi externate. Domnul manager este internat la un spital din Iași. Sunt foarte alarmat de această situație pentru că rezultatul acestor teste depinde ce decizii vom lua în continuare în cadrul Spitalului Municipal. Vă mulțumesc pentru toate aceste explicații. Este important să se înțeleagă în acest moment cât de gravă este situația și la dumneavoastră. O să...